submise sau nu caut în momentul în care partenerul este amețit sau foarte, foarte obosit. Trebuie să înțelegem, în primul rând, riscurile fiecarei direcții pe care o să o alegem. Să spunem că alegem să-l facem knockout. Bineînțeles, publicul va fi mult mai încântat de un knockout decât de o submisie, pentru că e mai ușor de înțeles, să-i spunem așa. În momentul în care eu o să fac engaging pentru a face knockout pe partener, trebuie să înțeleg că mă expun la rândul meu la a fi făcut knockout. Gândiți-vă câte meciuri nu ați văzut în care cineva părea că urmează să facă knockout pe celălalt, iar celălalt luptător și-a revenit miraculos, a aruncat un braț la pujos și l-a făcut knockout pe cel care cumva părea că e în control al luptei și că urmează să-l facă knockout pe sportivul care tocmai a câștigat. Ăsta ar fi dezavantajul sau riscul la care ne expunem în momentul în care vrem să facem knockout. În schimb, dacă aleg să mă duc după submisie, elimin acest risc de cel mai multe ori, pentru că îl duc jos pe partener, sunt în control peste el. Șansele ca el să mă finalizeze pe mine sunt foarte mici, dar există riscul de a fi luat în brațe. El mă poate lua în disperare în brațe, mă poate ține acolo până când își revine, iar eu, după ce el își revine, să-mi fie foarte greu să mai finalizez, pentru că cumva el devine proaspăt acolo și se poate apăra, poate menține poziția până când se termine repriza, din nou câștigă un minut de pauză și cumva șansa mea de a-l submite sau a termina meciul mai devreme s-a dus, a fost pierdută.